Naționala lui Costin Curela este pregătită pentru a face față cu succes provocărilor de luna aceasta, tricolorii urmând să dispute două partide importante cu adversari de top, respectiv Germania și Anglia. Golkeeperul Ștefan Lefter a avut o vară de vis după ce a câștigat primul său trofeu din carieră cu secundivizionarea Corvinul Hunedoara și a avut un parcurs bun în Europa. Acum însă este 100% focusat pe meciurile naționalei Under 20 și pe obiectivul său principal. Sunt foarte motivat să demonstrăm că chiar dacă suntem un lot mai mic și ne batem cu adversari destul de mari, putem face rezultate frumoase cum am reușit și la Corvinul. Născut și crescut în Italia, Matteo Duțu, care este legitimat în prezent la AC Milan, este pentru prima dată în lotul convocat de către Costin Curela pentru meciurile naționale Under 20. Este pregătit pentru a da totul și pentru a demonstra că își merită locul. Iar peste câțiva ani, Matteo visează să facă parte din lotul primei selecționate a României. Sper să ajung la echipă mare și să joc cel mai bine posibil pentru echipa națională și să ajung la și eu să joc cu echipa națională, să joc la campionatul european și mondial. Naționala Under 20 va disputa primul meci al lunii septembrie, joi de la ora 19 contra selecționatei similare a Germaniei, iar marți 10 septembrie micii tricolori se vor confrunta de la ora 21 cu Anglia.